În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai miluit pe Iosif, învrednicește-ne și pe noi, robii Tăi, să fim pomeniți într-o milostivirea Ta și să primim lauda la acest ceas de noapte. Cel ce ai chemat pe păcătoși la pocăință, întoarce-ne și pe noi din căile noastre cele greșite și luminează mintea noastră să Te cunoaștem și să păzim poruncile Tale. Tu, Cel ce știi neputința noastră, întărește-ne cu harul Tău și ne păzește de toată primejdia și ispita vrăjmașului. Cel ce ești lumina cea adevărată, luminează sufletele noastre ca să vedem lumina Ta cea sfântă și să trăim într-o adevăr și dreptate. Doamne, întărește inima noastră într-o dragostea Ta și ne dăruiește puterea să biruim toate ispitele și încercările acestei vieți. Dă-ne înțelepciunea și înțelegerea ca să umblăm pe calea mântuirii și să facem voia Ta cea sfântă. Cel ce ești doctorul sufletelor și trupurilor noastre, tămăduiește-ne de toată boala și neputința și ne dăruiește sănătate și viață pașnică. Ferește-ne de toate relele și necazurile și ne păzește sub acoperământul aripilor Tale. Doamne, miluiește-ne pe noi și pe toți cei dragi ai noștri și ne vrednicește să Te lăudăm și să Te slăvim în toate zilele vieții noastre. Dă-ne puterea să trăim într-o smerenie și ascultare și să ne bucurăm de pacea Ta cea sfântă. Învrednicește-ne să fim părtași a împărăției Tale, celei veșnice, și să ne bucurăm de lumina feței Tale împreună cu toți sfinții Tăi, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.